Naruto Ultimate Ninja Storm 1, episodul 6. Mergem mai departe cu arcul lui Tsunade. În acest arc merge să o căutăm pe Tsunade și o să fie și o, să zic, o bătălie epică. Naruto reușește acolo să fac rost de Rasengan, așa. În fine, avem o bătălie înainte să mergem cu Tsunade. Știu, țin minte că Kakashi s-a bătut cu Itachi și a fost o bătălie foarte badass pentru Itachi, efectiv prea badass pentru Itachi. N-a avut nicio șansă Kakashi, să fiu sincer. Hai că putem să eu cam dăm. Asta putem. Practic, bătălia asta s-a întâmplat din cauza că ăștia și-au dat seama că în satul Frunză este Itachi cu Kisame, sau sunt doi membri Akatsuki. Akatsuki, cum vreți voi. Așa, și practic ăștia, membrii Akatsuki, vor să facă rost de bestia cu nouă cozi de la Naruto. Și da, de asta au venit să-l caute pe Naruto. Ca și dai. Bun. Ia, planca spart. Care s-a caca și... Dai, mă. KO. Foarte puternică mișcă. Da, în viața reală, gen în anime, cam te-a bătut, cam easy, te-a băgat în... cum se numește, mă? Kamui, nu e Kamui. Nu mai țin minte. Acolo cu gen erau foarte mulți de Itachi și se băgau sabii în el, era prins acolo. Bun, mergem, trecem la următorul și avem și zice că a apărut Gai și i-au ajutat, Gai s-a bătut cu Kisame și a reușit să-l bată, cred că. Ah, nu, acum se întâmplă. Acum se întâmplă misiunea. Aici zice, pe scurt, sau ce s-a întâmplat mai departe. But Kisame is incredibly strong to believe. Nu știu ce e, vreau să se iau altă ca și sunt sigur. Railing on you, railing, în fine. Ok. Oh, la cam luat. Ce fac, man? Hai, ce asta? Băi, Gai, mă. What is that, man? Ce-a fost asta? Ok. Hai, o să-i tenta jiu-jitsu. Bă, Kisame este destul de slăbuț în jocul ăsta, să fie sincer, am jucat parcă cu el. A plăcut. Da, mă. Foarte bine.
Egal, ich fahr zu lang, könnt ihr bitte nicht gehen. Okay, arrive pour la vous aider. Voilà. I admire your courage to have challenged us. Conditions fulfilled. I'm great. Mission success. Okay. Și acum avem mai că caracter. Mission list mai departe. Avem încă o bătălie cu Persage. Naruto cu Persage? Da. Ok, in search of Tsunade, one of the legendary Sanin, who could become the next Hokage Naruto in Jiraiya, set out on journey, așa, și se duce să caute pe Tsunade și Naruto se antrenează cu Jiraiya. În continuare pentru a stăpâni la Sengan. Când i-a spus că există un jutsu foarte... Hai că putem... avem? Nu, încă n-avem. Da-i bă, că așa te bună. Gotcha. Cam asta a fost bătut Jiraiya. Dă-i mă. Bun. Vreau să fac asta neapărat, dar hai, asta este. Bun. Dai-ma. Bun. Bun. Bă, zi, eu zic sincer că s-a dezvoltat destul de bine Naruto în bătălia asta. Bun, mai departe. Încă o bătălie. Ia să vedem ce asta. Da, uite, de Itachi, Sasuke cu Itachi, da, până la urmă Itachi îl găsește și Sasuke află că Itachi este în sat și fuge să-l ajute pe, sau să se confrunte cu Itachi și cu totodată cred că se ajunge pe Naruto, dar Itachi ajunge mai rapid decât Sasuke la Naruto și e acolo o bătălie mică, însă apare și Sasuke. Începe să se bate cu ăsta, ca dacă efectiv ăsta Sasuke n-are nicio șansă. El tot încearcă și ia mare bătaie. Mam, bă, cum se mișcă așa, man? Explică-mi. Uite, știu. N-are sens să mai încerc. Pentru că l-am prins în combo. Oh.
Fame. Demo. Nu știu cum era, că era în spate, dar am spina, să zice. O să scurez dacă își activează aia, stai ce cum arată. Dacă mă dai aici cu waterfall-ul tău, n-are nevoie. Demon. Aia a fost. Aia a fost. Caraga, repet, și-ala m-a rebătat el. N-ai cum, Itachi e... Itachi e prea puternic. Și un player character, Itachi Uchiwa. Uchiwa. O să vedem. As the battle, așa, așa, că ținut când Jiraiya arrive, da, și acum a venit Jiraiya și se bate cu Kisame. Și acolo Jiraiya face un jutsu foarte șmecher și îi pune pe fugă. Bă, sincer, cred că puteau să... Da, cred că puteau să-l bate pe Jiraiya, cred că... Nu sunt sigur. Nu-mi dau seama cât de puternic era la momentul ăla. Ei, n-aș pasă să-l folosești pe gira. E lent. Hai că e și Naruto. Nu mai are Fire Style, nu știam. Și Rasengan frumos aici. Combinat cu focul lor. Foarte șmecher ăsta lui. Chiar foarte șmecher. Chiar mai vreau să fac o dată. E cu farul, da cu farul. N-a bara ce s-a întâmplat, dar ok. Ia. Lol, what the fuck, nu știam. Power? Aaaa, uite cât damage la ora de ea. Bun, cam mai a fost. Cam mai ți-a fost. Bun. O să sfârșim episodul ăsta aici, dacă v-a plăcut, nu uitați acolo să apăsați un like, să vă abonați în caz ca să vă ajungeam. Eu am fost Unreal Byte, v-am lăsat, pa, pa!